Primele persoane investigate la tomograful de la Corabia au fost atât pacienții ai spitalului din localitate, cât și din afara acestuia. Fie că au beneficiat de investigație gratis sau contracost, cu toții s-au declarat mulțumiți că nu mai pierd timp și bani cu deplasarea la Slatina sau Craiova în vederea realizării tomografiei computerizate. Vă dați seama, să ne deplasăm până la Slatina sau Craiova, nu e vorba de noi. În primul rând e vorba de timp, e vorba de sănătatea lor, de gravitatea bolii și așa mai departe. Deci e un lucru foarte bun. Aparatul de ultimă generație este deservit de un medic specialist din Caracal care se deplasează de două ori pe săptămână la spitalul din orașul de la Dunăre. Până la semnarea contractului cu Casa Județeană de Sănătate Olt, investigația este gratuită doar pentru pacienții spitalului. CT de craniu cu substanță și fără substanță de contrast, CT abdominal cu substanță și fără substanță de contrast, CT pelvis cu substanță și fără substanță de contrast, CT torace cu substanță și fără substanță de contrast. Computerul tomograf a costat 1,2 milioane de lei și a fost achiziționat în cadrul proiectului de reabilitare și modernizare a spitalului din Corabia, finanțat de Uniunea Europeană cu 5 milioane de lei. Proiect care a presupus, pe lângă achiziționarea acestui aparat de ultimă generație, extrem de important pentru populația din zonă, reabilitarea clădirii, precum și achiziționarea de echipamente medicale și mobilier pentru cele 12 cabinete medicale. Pe lângă computerul tomograf, spitalul din Corabia a mai fost dotat cu un ecograf Doppler, un fibroscop, un videoscop, un defibrilator și un electroencefalograf.